A spune că nu e noroc când te lovești lângă Roma. Da. Nu. Nu-i noroc, te-ai lovit cu stângul, trebuie să-l lovești pe dreptul. E bun. Haide. Norocul. Hai, norocul meu. Eu m-am îmbrăcat pentru Vatican. Uitați, mama mea să mă vadă. Iliușa mă numește acest narad. Ei, vezi, ăsta tot nu are pachetat parcarea. Da. Nu e ca numărul. Poate ei se parchează jumătate de oră. Nu, nu. Dar pe oricum nu se poate nici jumătate de oră. Știi, dar repede se poate. Tu ai vestimentație, putem să faci niște bani. Da, de asta mă înțeleg. E că așa trebuie de îmbrăcat în Roma. Cum? Pălărie, în primul rând. Cool. Eu o să am să-l nici nu dar o să-l vreau. Da, eu pălărie. Și soțul ne spune, hai, eu merg. Bravo, bravo, ideală soție. Da. Am la cameră, e ascultătoare. Realit. Lângă perete? Da. Ar mai încerca și aici să ne parcăm dacă trebuie. Aici mai scurt e o parcare tare mare. Și încă între blocuri tot sunt parcări. Și n-am găsit nicio parcare. Acum, am găsit, dar trecut am găsit. În Roma astăzi sunt 23 de grade. Dar când în Roma sunt 20 de grade, apoi la amiază parcă sunt 35 în Chișinău, serios. Eu nu știu din ce cauză, dar soarele se simte cu mult mai fierbinte în Roma decât în Chișinău. Da, nu, dar la umbră e ok. Cât e din ai să-ți plimbi în genere prin parcuri pe aici și prin păduri, că sunt tot apagali. Că sunt puțini parcuri. Da, nu sunt parcuri, dar aici foarte tare place ce-mi place. Da. Ca oamenii care au bani, se plimbă așa. Da, de pe aici, când era festival și era frumos. Da, aici mă spune că se fac festivaluri. Festivaluri. Cu mașina când treceam n-am văzut ruinile. Trebuie să mă uit la traf. Eu la țară tot am așa ruini. Da? Puteți intrați la Ilșo pe TikTok, sunteți ruinile din la țară. Interesante ruine. Ce? E frumos. Da, e tare frumos. Cred că în Chișinău de mult aici se construie în vreo 3 complexuri locative. Da, în Siconsul, da. Da, 100% e frumoasă zona asta. De ce nu? Da. Frumos. Nu, eu cred că vreo 5 complexe, cred că aici nu, am aici poți face multe complexe. Mă gândesc și eu. Tu parcă ești arhitect, tu știi cum se fac lucrurile. Nu, eu spun cum ar trebui să fac, dar cum se fac, dar mă singur știi. O poză, poate? Da, hai să. N-ai video, am. Știu. Hai să ne poză. Dar eu nu vreau, eu ți-am propus. Hai, cic, 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 gata, am făcut. Si, si. Si, man, si. Nu vrei aici, Emma? Uite frumos acolo. Am fost acolo. Haide! Cred că vă recomand prin noiembrie să ieți în Roma. Atent, bara? Bara da. Sau aici? Bara, bara. Da, că aici și reparații. Este tare, tare puține locuri pentru turiști. Mai pe scurt, noi ne-am alăturat la un ghid. Nu mai n-avem căști, putem și noi ce povestești acolo, că acolo ceva povestești în telefon. Da. Nu, noi ne asemănăm, cred că... De la Zniaș, că știi, nu ca și mașinile pe aici merg. Tot normal. Amulia, dar ce tu mergi pe drum când ești trotuar? Ia uite trotuarul acolo. Ia uite trotuar, dragă. La oameni.
Gata, începi și tu cu barșoavele. Cujei să rămâi șocat cât sunt la Fontan de Trevi. Eu dăm zără. Încolo. În care? Da, încoace. O, oh, ia uite, strada ta aia, mă. Merge, da. Strada nemulțumită. O, da. Strada nemulțumitilor răutășoșilor. E cam murdar pentru strada verginilor, dar mă rog, se mai întâmplă, știți, și în cele mai bune case să fie murdar. E tare frumoasă clădirea, așa e, băi? Da. O, pigeon, merg și mâncarea. Niam. Da? Iată, mai pe scurt, unde toți oamenii ăștia. E Fontan de Trevi. Parcă dar nu-i cine știe ce e, tipa. De ce? E frumos, nu? Da? Mai ales să-l prins când nu-i cu oameni. Când ce? Când nu-i cu oameni? Seara. Seara sau în timpul COVID-ului? Ce vrei tu? Băi, ce este? Sau un aperol sau un gelată? Cum de ea, n-a intrat acolo? Aici faci niște. La you generally win the rain. You're some kind of butterfly. Ta-da! Ce? A, acolo încă e sigur. Da, aici sunt și scări. Mm-hmm. E, cred că... Ce e aici? Aici e locurile tale iubite. Nu, da. Bună ziua. Asta au făcut un monument, cred că tuturor persoanelor care au lucrat la Roma și au murit. Nu. Nu, că Roma a fost construită cu sclavi foarte mult. Dar eu cred că sunt puține aici. Când te plimbi atâta prin Roma, știi, și vezi atâtea frumusețe, dăm... Haideam noi la panteonul nostru. La panitonul nostru. Sunt așa de multe frumoase, dar nu mai știu. Crema mai face niște bani. Ce frumos. Dacă i-a mâncat? De la început, începe, acolo mai pe scurt e intrarea pe undeva. Aha, acolo e intrarea. Acolo e, nu, acolo e ieșirea deja, dragă. Da. Acolo e ieșirea. E aici, pe mine, că e detector de metale. Da, da, da. Acolo e intrarea. Dar începe rândul, e ca așa, iară. Și nu știi, e că uite că nu se termină. Acolo, la coloane undeva. Eu ți-am spus că intrarea că dar e pe acolo, pe partea cerea. Oh my God. Încercăm, Iliușa, chiar venim să încercăm să facem un vlog mai cumva cu metroul pe la 9, sigur. Poate să fie mai mic. Poate. Dar crezi că nu mai sunt locuri frumoase în afară de... Sunt, dar este frumos. Mușca și dat trecut n-ați dat să fie la muzeu. Eu foarte tare vreau la muzeu. Da? Dar trebuie la... Indianul acela, să spunem, că no line. Nu. La muzeu poți face online și îmi pare că e mai ieftin dacă faci prenotare. Știi? Logic. Și e posibil că nici nu stai în rând dacă ai prenotare. Trebuie căutat pe internet. Dar astăzi
să finisăm acest vlog, o să căutăm în sfârșit ce să mâncăm. Vreau să mănânc. Dacă nu o să leșnăm pe undeva. Și de dorit un aperol spritz. Dacă nu aperol, tu ce filmezi? Ceafa mea o filmezi, eu sunt aici. Tu te apropii, mai de fiecare dată, eu mă dau mai departe. Nu, camera și camera stătea ca așa în sus, știi? Presupun ca așa. Ce mole de care ți-ai? Caramela mou și fel de lai. Caramela mou. Gustos? Spune că poți face. Zero energie. Așa, adică înainte, încolo nu mai este nimic. Nu, acolo chiar este și aperolul. Da? Ții minte acela care deodată a spus că adem acolo. Da. Eu când merg cu ideea, nu știu, hai să ne putem aperol. Deodată trebuie să ne plinim un medic urgent. Urgent? Urgent. Cum mă? Ca și vicel. Că poți să azi. Da, dar mă dor picioarele strașnic. Ai văzut ceva nou? Da, Coliseum. Da. N-am văzut nimic nou, dar am văzut numai frumos. Da, tare frumos.